Eveniment dramatic în desfășurare la Valencia, inițial un bloc de 14 etaje cuprins de flăcări din cauza vântului. Flăcările s-au întins și la un al doilea bloc. Nu avem informații referitoare la numărul și starea victimelor. Există cel puțin două relatări. Prima ne vorbește despre oameni care în continuare sunt blocați la etajele superioare și au nevoie să fie salvați, așa intervin forțele de salvare, pentru a-i ajuta să coboare de la etaj în siguranță. Există și o relatare referitoare la un bărbat care s-ar fi aruncat în gol și ar fi căzut peste unul dintre militarii care sunt acolo pentru a salva. La fața locului a fost instalat și un spital mobil. Din această informație înțelegem că sunt foarte multe victime. Alin Petrică este corespondentul nostru în Spania. Intră în direct. Alin, ce știi? Este vorba despre două edificii de 14 etaje pe care le cunosc într-un cartier din Valencia, Zecamă Campanar. Sunt două blocuri noi, din 2008 făcute. Incendiu a izbucnit, din ce spun jurnaliștii, de la un etaj superior și s-a propagat cu mare repeziciune la toate etajele. Blocurile au ars efectiv ca o tortă, începând cu acum, la 17:30 a fost dat alarma. Asta înseamnă că acum 4 ore, cam 4 ore a început incendiu. Locurile au ars ca o tortă, sunt 450 de oameni care locuiesc acolo de mod permanent. Nu se știe că sunt înăuntru. Imaginele spun că sunt persoane care sunt încă prinse în capcana acestui foc și sunt salvate pe cât posibil de pompieri care se ridică cu utilajele acelea, cu scările specifice lor și încearcă să le salveze. Sunt, bineînțeles, foarte mulți oameni care sunt în jur și sunt vecini care sunt îngrijorați de cei pe care nu-i găsesc. Nu înseamnă că sunt prinși acolo, înseamnă doar că ei nu-i găsesc și că este o tensiune foarte, foarte mare. Deja s-a dat alarma în toată Spania, inclusiv din Madrid, inclusiv din Murcia, adică de la sute de kilometri au pornit echipe de salvare. Pompieri sunt 570 de pompieri care lucrează acum să stingă aceste incendii și sunt, bineînțeles, cum ați spus și voi, este spitalul de campanie și se așteaptă să crească numărul răniților. Sperăm că nu va fi cazul și de morți. Dacă rămâne întrebarea, dacă sunt și români acolo, este o zonă în care sunt foarte, foarte mulți români. Nu este un cartier foarte bogat. Deci este posibil, dar nu mă pot pronunța până nu apar informațiile oficiale. Văd imaginile, le vedem cu toții, sunt impresionante pentru că, exact cum spui, ard ca o torță. Sunt practic flăcări la toate etajele. N-am mai văzut așa ceva. Ne spui că sunt clădiri noi. Cum e posibil să se propage atât de repede un incendiu într-o clădire nouă? Jurnaliștii spun, dar nu este o informație verificată de vreo anchetă, că este un bloc anvelopat cu acele plăci de poliester care se folosesc și la noi. Deci asta ar fi probabil unul dintre motivele propagării atât de puternice și atât de rapide și, din păcate, atât de spectaculoase. Ultima întrebare, Alin, pentru că înțeleg că mergi către locul unde se desfășoară, unde este această nenorocire în Valencia. Există vreun fel de informații referitoare la victime? Cum se întâmplă de obicei la astfel de evenimente în Spania? Autoritățile spun și pe parcursul desfășurărilor care este bilanțul victimelor sau abia după ce se termină operațiunea? La un moment în care s-a prăbușit o clădire lângă locul unde stau eu, până nu au confirmat clar că au găsit persoane și că sunt decedate și identitatea lor, nu au spus. Jurnaliștii au aflat prin metode, dar nu au spus. Este posibil deja să se știe dacă sunt, dar nu se face publică nicio informație. De ce? Pentru că ei vor să dea informația așa cum este, așa cum este și reiese dintr-o anchetă. Mulțumesc, Alin Petrică, corespondentul nostru în Spania. Imaginile sunt dramatice, colegii îmi spun că sunt în direct. Se vede că a scăzut și lumina față de imaginile pe care le-am văzut mai devreme. Cele două blocuri, fiecare cu câte 14 etaje, ard ca niște torțe. Sunt practic flăcări la toate etajele, un cartier în care sunt mulți români, ne spune Alin Petrică. Sunt sute de oameni care locuiesc în aceste două clădiri. Informația care mie mi-atrage atenția este că acolo forțele de salvare au dus un spital de campanie. Asta arată că e un număr mare de victime și există un bilanț provizoriu. În acest moment se vorbește despre 13 răniți.
Dintre ei, 6 sunt pompieri. Urmărim acest eveniment. Cartierul El Empaniar din Valencia. Înțelegem că e un cartier în care locuiesc și români. Revenim în țară cu o dublă amenințare din partea Rusiei în legătură cu România. Prima dintre ele este posibilitatea ca Transnistria, un așa zis stat, un pretins stat nerecunoscut internațional, foarte interesant, nu este recunoscut nici măcar de Rusia. Niște deputați, așa zici deputații acestei presupuse țări, pe 28 februarie să se reunească și să ceară alipirea la Federația Rusă. Sau să ceară măcar recunoașterea de către Federația Rusă. Există informații referitoare la faptul că pe 29 februarie, în ziua imediat următoare, Putin se va adresa Consiliului Federației Ruse. De aici și temerea. Ori Putin le va spune celor din Consiliul Federației Ruse că Transnistria își dorește să fie recunoscută, ori că vrea să fie alipită la Federația Rusă, și atunci toată lumea vede scenariul pe care l-am cunoscut atunci când cele 4 regiuni cucerite, controlate parțial de militarii ruși, au cerut alipirea la Federația Rusă, și asta s-a întâmplat pe repede înainte. S-ar putea întâmpla asta și cu Transnistria? Dacă da, atunci consecințele sunt foarte grave pentru România, dar în primul rând pentru Republica Moldova. Practic, rușii ar ajunge foarte aproape de granițele noastre. Colegii au calculat, ar fi vorba despre 150-170 de kilometri între Nistru și România. Această fâșie de teren, care se, repet, se pretinde a fi țară, se desfășoară pe o porțiune îngustă de teren între Nistru și granița cu Ucraina a Republicii Moldova. Se consideră că Transnistria face parte din Republica Moldova. Doua amenințare este referitoare la ce se întâmplă în Marea Neagră. Și aflăm despre această amenințare pe mâna ministrului apărării din Franța, care la un post de radio din Hexagon a declarat că luna trecută militarii francezi care patrulau cu avioanele Rafale în Marea Neagră, în teritoriul internațional, au fost somați de controlorii de trafic aerian din Rusia să se retragă, pentru că altfel vor fi distruși. Ministrul apărării din Franța spune că este un incident care aduce aminte de războiul rece, de sistemul sovietic. Amenințarea a fost foarte dură. Este pur și simplu vorba despre o patrulă într-o zonă internațională liberă. Piloții francezi aveau ce să caute acolo, aveau voie, aveau dreptul. Sunt piloți care sunt bazați în România, decolaseră de la o bază aeriană din România și erau în misiune de patrulă aeriană în Marea Neagră. O poziție deosebit de agresivă a Moscovei, spune ministrul apărării din Franța despre acest incident, despre care noi n-am știut nimic, deși s-a întâmplat în Marea Neagră, aproape de teritoriul național al României. Aflăm de la ministrul apărării din Franța. Vă reamintesc invitații noștri în acest moment, Robert Kiș, Claudiu Pândaru și Ion Bogdan Lefter. Ni se alătură Radu Albu Comănescu, este profesor la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai. Bună seara, domnule profesor! Primul comentariu este al dumneavoastră și ne interesează în mod special Transnistria. Vă rog! Da, e o situație evident care deocamdată rămâne în cadrul unei speculații, pentru că informația care a venit dinspre Chișinău și de fapt dinspre Tiraspol, dinspre opoziția din Tiraspol, se cere verificată. Dar este un scenariu care are un anumit grad de plauzibilitate. Ar fi bine să ținem cont de el, cel puțin pentru a ne pregăti în termen de reacție. Odată în termen de reacție politică, în coordonarea cu Republica Moldova și a vedea în ce fel Republica Moldova își concepe răspunsul la un asemenea demers, apoi reacția noastră raportată la vecinătatea puțin binevenită a Rusiei, o avem în Marea Neagră deja. În același timp, ce contează este să vedem cât de viabilă, să spunem că într-adevăr acest lucru se petrece și că la Moscova, într-adevăr, Vladimir Putin solicită Dumei să recunoască, de pildă, dorința de afiliere a acestei fâșii
puțin viabilă de teren la Rusia. Întrebarea este care vor fi mijloacele prin care o asemenea exclavă ar putea să fie susținută de puterea politică rusă, din moment ce infrastructura și economia locală sunt legate de țările vecine și mai ales se poate pune presiune extraordinară, inclusiv teritorial, asupra acestei excrescențe, ca să spun așa, de-a lungul Nistrului. Nu îmi pot imagina, mă rog, ce s-ar întâmpla de pildă cu cei care au deja cetățenia română, dintre transnistrienii care au preferat să o adopte, evident, din transacționalism, mai degrabă din afiliere culturală, nici nu să vorbim, sau de simpatie neapărat pentru Occident. Dar situație complicată, este un cui care intră în acest moment în relațiile dintre Rusia și Moldova, ne este adresat și nouă, pentru că noi am înțeles să ne asumăm anumite angajamente față de Republica Moldova și ar fi un anumit test în cazul în care acest lucru se întâmplă. În termeni realiști, dacă această situație s-ar întâmpla, o alipire, să spunem, Ucraina ar tolera, Ucraina, la rândul ei, acum vreun an, într-o perioadă în care, într-adevăr, armatele ei erau mult mai bine pregătite sau, mă rog, mai bine aprovizionate în a face față presiunii ruse, spunea că poate găsi o soluție de intervenție cât se poate de gordiană și atunci, intervenind în Transnistria, ar pune capăt prezenței militare rusești din regiune. Deci acolo, deocamdată, suntem în zona de test, deci va trebui să așteptăm peste o săptămână să vedem care va fi demersul Moscovei, circul care s-ar putea petrece acolo. În același timp, mă amuză și sunt curios care vor fi reacțiile ultranaționaliștilor noștri care vor vedea pământul Moldovei ciuntit de o bucățică pe care ei și-ar dori o parte din coroana noastră reîntregită. Iar un mic comentariu legat de ce s-a întâmplat în Marea Neagră și de aviația franceză, undeva nu pot să nu surâd ironic, pentru că marea prietenie franco-rusă, în numele căreia s-a trecut foarte adesea cu o anumită condescendență față de interesele de securitate ale flancului oriental, iată-o într-o zonă de test, așa cum cei din flancul estic avertizaseră Parisul că Moscova are un apetit să o facă. Parisul, știm bine, ne-a acuzat adesea, nu neapărat pe noi, dar în bloc, de rusofobie și de lipsa unor calcule de viziune în arhitectura de securitate a continentului. Acum văd pe pielea lor. Observă și Franța care sunt limitele acestei prietenii. Și cred că este o trezire la realitate destul de dură în raporturile cu Rusia, pentru că nu este prima dată când Rusia își manifestă ostilitatea față de prezența franceză. Am văzut în Africa ce s-a întâmplat și am văzut că toate eforturile de captare a bunăvoinței Moscovei de către Paris în perioada lui Emmanuel Macron, foarte prorus de altfel o vreme, nu au dus nici la niciun rezultat. Deci, pe undeva, ce s-a întâmplat în Marea Neagră este un semnal de alarmă pentru Paris și sper să fie interpretat într-un sens în care faimoasa suveranitate sau, mă rog, autonomie strategică a Europei începe să capete valențe care includ interesele statelor din Europa Centrală și de-est. Foarte bună precizarea referitoare la faptul că este și interesul ucrainenilor în legătură cu orice manevră pe care ar încerca-o Moscova cu Transnistria. Reacție de la Chișinău. Urmărim cu atenție situația din regiunea transnistriană. Suntem în contact permanent cu partenerii noștri internaționali, spune Chișinăul, și există și o reacție de la Kiev. Robert Kiș. Serviciul de informații militare ucrainean transmite că nu s-ar pregăti o solicitare din partea Tiraspolului către Moscova pe 28 februarie. Sigur, momentan sunt doar speculații și, până la urmă, n-ar fi pentru prima dată când Tiraspolul cere acest lucru Moscovei. În 2014, după anexarea ilegală a Crimeei, Tiraspolul a cerut Moscovei și lui Vladimir Putin. Nu a fost discutată această solicitare a Tiraspolului. Oficial, li s-ar fi transmis celor din Transnistria, sigur, că încă nu e cazul. Suntem într-un context de securitate diferit de momentul acela, nu foarte diferit, doar că de această dată chiar vorbim de un război în Ucraina, de o invazie în Ucraina.
Și marea diferență dintre regiunile care sunt oficial anexate la Federația Rusă, teritoriul ucrainene și situația din Transnistria, ține în primul rând de geografie, pentru că Rusia și Transnistria sunt despărțite de teritoriul ucrainean. Sigur, fâșia este una mai îngustă în sud, acolo unde rușii și-ar dori să ajungă chiar până la gurile Dunării, și sigur de interesul pe care până la urmă regimul autoproclamat de la Tiraspol îl are chiar direct cu Occidentul și cu Republica Moldova. Recent la interviurile Digi24.ro spunea chiar președintele Parlamentului de la Chișinău că cei de la Tiraspol știu foarte bine că marea majoritate a exporturilor merg către Uniunea Europeană și vorbim de un procent de 70%, ceea ce până la urmă ține la putere regimul de la Tiraspol, pentru că vorbim tot de un regim oligarh care e alimentat cu bani și o corupție masivă care ține captivă până la urmă o populație considerată parte a Republicii Moldova. Domnule profesor, o mână de fier asasinate, știm ce s-a întâmplat, știm ce i-a făcut Putin dizidentului Alexei Navalnăi. Avem astăzi și relatarea mamei lui, care într-adevăr, care a reușit în cele din urmă să-l vadă, să vadă trupul fiului ei, să confirme că a murit, că l-a văzut. Dar și ceremonial, pentru Putin este foarte importantă latura asta de ceremonial. E o chestie care vine din tradiția țaristă, sovietică și așa mai departe. Pentru Putin e important. Și în lumina acestei tradiții de ceremonial, de ce e importantă data asta de 29 februarie, se adresează Putin Consiliului Federației Ruse și trebuie să-i ceară sau să-i propună lucruri mărețe pentru Rusia? Contextul este în primul rând în Federația Rusă preelectoral. Vladimir Putin ține să se prezinte în alegeri, să se prezinte poporului, electoratului, în continuare, drept cum a spus, mână forte, mână de fier, cu un succes mărunt, de fapt, pe front. Advivka. Advivka, dar pe care propaganda rusă îl prezintă drept ceva nemaipomenit, și o eventuală nouă anexare, nu, de teritoriu pe model Crimea, pe model Donbas și așa mai departe, ar putea să joace un rol. Dar sigur că orice lucru de acest fel activează rapid tot felul de contexte, istoriile locale, probleme, statut juridic. Și domnul profesor Comănescu spunea, de pildă, că o parte din populație, făcea referire la faptul că o parte din populație are cetățenie românească deja, și așa mai departe. Dacă, bun, nu suntem încă acolo, să vedem dacă se va întâmpla acest eveniment deocamdată anticipat. E bine să fim pregătiți, să ne gândim la variante, la scenarii posibile, la reacții, la situații, și probabil că dacă s-ar întâmpla, am avea ceva mai degrabă comparabil decât cu Crimea sau Donbasul, cu Kaliningradul, adică cu ceea ce tot domnul profesor Comănescu numea exclavă, adică nu o enclavă undeva. La Kaliningrad există totuși un culoar terestru. Există un culoar terestru. S-a aici vorbit, cum ar ajunge rușii? S-a vorbit în ultimii doi ani. De-a lungul celor doi ani de invazie rusă, nu vom avea peste cât? Două zile? Trei zile? Doi ani? S-a vorbit despre intenția rușilor de a avansa și spre sud, sud-est, spre Marea Neagră, pentru a face culoar către Transnistria, unde, se știe, este un corp de armată numeros al Federației Ruse, cu depozite mari de armament, e adevărat, foarte învechite. Toate obuzele, proiectilele, echipamentele, tot ce se află acolo. Deci e de gândit și de pregătit, nu atât, ca să spun așa, din partea noastră a populației românești, sigur, în Republica Moldova, lucrul ăsta trebuie să fi produs frisoane, informația asta astăzi, dar la noi nu are de ce să ne îngrijoreze chiar atât de mult, deși distanța, sigur, nu e foarte mare, dar trebuie mai ales specialiștii militari, responsabilii militari,
politico-militare ar trebui și în România, nu știu, Comisia de Apărare a Parlamentului, nu neapărat transparent, nu neapărat anunțând public, dar lucrurile astea ar trebui și poate și sunt deja mai atent privite, luate în Claudiu calcul, Pândaru. Explorate variante, implicații, posibile reacții. Aflam ieri că în ședința CSAT s-a discutat despre grava situație de securitate din regiunea Mării Negre. Era un comunicat al CSAT-ului care folosea cuvinte dure, cum nu s-a mai întâmplat, securitatea în zona Dunării și a țărmului Mării Negre, situația de război din statul vecin menține riscurile de incidente care pot afecta teritoriul și cetățenii României. Și astăzi aflăm de la ministrul apărării din Franța că a mai existat un incident, de data asta cu avioane franțuzești, spun a mai existat un incident, că ne aducem aminte cu toții ce s-a întâmplat cu drona americană. Tot deasupra Mării Negre, tot din cauza agresivității rușilor. Ce ne zice asta? Ne spune că trebuie să fim pregătiți. Ne spune că, dincolo de aceste teme electorale interne pe care le dezbatem în fiecare zi și de care par preocupați politicienii de la București, războiul în Ucraina nu s-a terminat, intră într-o nouă fază în care, iată, discutăm despre astfel de scenarii, iar experții în materie nu le exclud, ba le numesc plauzibile. La fel, experții militari atrăgeau atenția de luni bune că miza pentru una dintre mizele pentru Rusia pe câmpul de luptă în 2024 va fi să creeze acest culoar sudic și, de ce nu, să-și propună ca țintă să ajungă până la Odessa. Ori, în acel moment și cu astfel de probabilități ridicate pe masă, așa este, securitatea Mării Negre este sub un mare semn de întrebare. Nu că și acum, când noi vorbim, dar tindem să uităm de acest conflict de peste graniță, nu ar exista serioase și grave amenințări în acea zonă. Pe urmă, toată discuția, dacă se va ajunge ca acest scenariu să devină concretețe, toată discuția se va muta din nou și în plan politic. Vedeți, nu cred că, din punct de vedere al comunicării publice, o strategie, una adoptată destul de intens aici la București, și anume minimizarea amenințărilor, haide să nu vorbim, dar ce război, că nu ne atacă, că e NATO. Eu cred că cetățenii trebuie să pregătiți și că politicienii nu trebuie să uite niciodată să pice în greșeala subestimării societății, subestimării electoratului. Oamenii, sigur, cu rațiune, prudență, claritate, dar trebuie informați. Altfel vor fi luați prin surprindere și se va instala panică. Există informații referitoare la planurile pe care le are lui Putin în estul Ucrainei, pe linia frontului. Știți, am tot vorbit despre cantitatea uriașă de armament, despre numărul mare de soldați pe care Putin i-a dus acolo în ultimele luni. O analiză foarte interesantă pe Digi24.ro, semnată de Mihnea Lazar. A doua invazie a Ucrainei. Rușii pregătesc a doua invazie a Ucrainei pentru că cei 260.000 de soldați pe care i-au masat în zonele pe care le controlează pentru a sparge linia frontului, testează acum în 5 locuri, e o cantitate de soldați, este un număr de soldați similar cu soldații, numărul pe care l-au folosit rușii la invazie, acum 2 ani. În jur de 250.000. Sunt acolo, este o forță de luptă comparabilă cu cea de la declanșarea invaziei. Armata rusă, vă spuneam, testează deja apărarea ucrainană pe 5 direcții. Numai în regiunea Cupiansk, rușii au o superioritate în artilerie de 7-1. Cel puțin 7-1. Rușii au masat două armate în această regiune, una dintre ele este de tancuri. E clar că Putin va încerca o nouă invazie. Legăm de această intenție a lui Putin declarația făcută de Dmitri Medvedev, care spune că Odessa și Kievul sunt orașe rusești și că nu există nicio altă variantă decât ca ele să fie cucerite, numai în felul acesta obiectivul operațiunii militare speciale să fie atins.
Și atunci facem legătura, domnule profesor, cu Transnistria, pentru că ne uităm pe hartă, sudul Ucrainei, da, sud-estul Ucrainei, Odessa, se face legătura cu sudul acestei mici fâșii de teren numite Transnistria. Da, este peisajul general în care se plasează toate aceste lucruri, toată evoluția ostilităților pe front, în zonele de contact, de conflict, de ciocnire, de după startul războiului pornit de Rusia în Ucraina. Și rămâne să vedem în ce măsură informațiile se confirmă, se mai echilibrează sau nu cu alte informații. De pildă, în ultimele zile vin știri de pe front cum că forțele ucrainene reușesc să doboare în număr mai mare decât în alte perioade ale războiului avioane rusești. Știm că Uniunea Europeană a decis alocarea unui nou mare ajutor financiar și militar, deci către Ucraina. Nu știm în ce măsură se va traduce în concretețe a livrărilor de armament, de muniții și așa mai departe. Sunt discuții, din păcate deocamdată pare să doar discuții, despre necesitatea unei mobilizări foarte rapide pentru producție de muniții în statele membre ale Uniunii Europene. Dinspre Washington, dinspre Casa Albă, vin informații repetate cum că în ciuda blocajului pe care Partidul Republican îl aplică în Camera Reprezentanților, ceea ce nu permite în acest moment deblocarea noului ajutor promis Ucrainei masiv, există totuși soluții pentru președintele Biden de a transmite armament și muniții în formule de cooperare cu alte state, cărora să li se permită să transmită mai departe, deci fără o expediție, ca să spunem așa, directă. Probabil că în această conjunctură și cu destul de multe necunoscute, cu pericolul unei potențiale, posibile noi invazii sau un al doilea val de invazie militară rusă, probabil că decidenții ucraineni urmăresc și, sigur, susținătorii occidentali urmăresc cu mare atenție ce se întâmplă și eu presupun că există și scenarii de reacție. Dar cred că suntem într-un moment de incertitudine. Nici Ucraina n-a reușit cu contraofensiva decât până la un punct, apoi au dat puțin tel înapoi, rușii obțin acum o mică victorie, dar nu reușesc nici ei să avanseze mult, ar putea porni o nouă invazie, dar încă nu e, încă nu se produce. Să vedem ce reacție va fi de partea Ucrainei, susținută de Uniunea Europeană, Occident, Statele Unite, America de Nord. Atenți la imaginile din dreapta ecranului jos. Sunt imaginile care vin de la Valencia. Un incendiu masiv în plină desfășurare. Acum înțelegem că este vorba despre un întreg complex de locuințe care a fost cuprins de flăcări. Practic, blocurile de 14 etaje au fost înghițite de flăcări. În acest moment sunt flăcări la toate etajele. Presa spaniolă citează specialiști în incendii care spun că nu e deloc obișnuit ca un foc să se răspândească atât de rapid. O primă ipoteză despre care ne vorbea mai devreme Alin Petrică, este corespondentul nostru în Spania, locuiește chiar la Valencia. O primă ipoteză spune că incendiul a pornit din cauza izolației cu polistiren. Nu e hidroizolație, este învelopare, este termoizolație a clădirilor acestora. Termoizolarea ar fi fost făcută de curând. Incendiul a izbucnit în această seară de la etajele superioare, undeva la 5:30. Iată câte ore au trecut și incendiul e în continuare în desfășurare. Avem informații puține referitoare la victime. Se vorbește despre 13 răniți. 6 dintre răniți ar fi pompieri. Ne-a atras atenția informația că forțele de salvare au montat deja în fața acestui complex rezidențial un spital de campanie. Înțelegem în felul acesta că poate fi vorba despre mult mai multe victime. Imaginile sunt impresionante. E o tragedie de proporții.
Ce se întâmplă acolo, aflăm împreună. După o scurtă pauză, rămâneți cu noi. Două amenințări serioase pentru România, pentru securitatea României din cauza Rusiei. Este vorba despre Transnistria și este vorba despre ce se întâmplă în Marea Neagră. În plus, la Kiev deja există date suplimentare în legătură cu intențiile lui Putin. Există, de exemplu, o postare, o să o vedeți imediat pe ecran, făcută de Anton Gherashchenko, știm pentru că este consilier al ministrului de interne de la Kiev. El vorbește, de exemplu, despre planurile lui Putin. Printre planurile astea găsim la poziția 5 sau 6, inclusiv România, aducerea unor guverne proruse la putere în țări cum ar fi Slovacia, Bulgaria, România, Polonia, slăbirea sau distrugerea NATO, destabilizarea Statelor Unite. Și Putin vrea să pună în practică tot acest plan, evident totul pornind de la noua Uniune Sovietică, va fi vechea Uniune Sovietică, el își dorește granițele din 1991. Unii ar putea spune, de exemplu, că planul ăsta este cât se poate de transparent, a fost și anunțat. Vorbește și Medvedev despre el, despre faptul că Odessa și Kievul sunt orașe rusești, că trebuie ca Uniunea Sovietică să revină la granițele din 1991. Domnule profesor Albu Comănescu, ne întrebăm dacă e din nou retorică sau e mai mult decât atât, să ne uităm cu alți ochi la astfel de declarații, la astfel de intenții anunțate în parte? Entuziasmul este mult mai mare în acest moment pentru că lucrurile merg mai bine pe front decât se aștepta și Kievul, din păcate, și Moscova pe de altă parte, și atunci declarațiile sunt proporționale. Am văzut foarte clar inclusiv apetitul lui Vladimir Putin de a mai testa un avion care are capacitate de portanță nucleară. Deci mesajele sunt trimise către Occident într-un fel care trebuie să stimuleze viitorul într-un sens de înspăimântare și de a ne face să credem că este victoria Rusiei, așa cum tot propaganda rusă și Vladimir Putin ne spune, este implacabilă, este scrisă în stele. E bun, stelele să sperăm că nu vor fi verzi. Din ce motive? Sunt totuși, e drum lung până la asemenea posibilități, în primul rând militare. Ce remarcam în schimb, apropo de guvernele prietenoase, este mai probabil totuși să existe mișcări în această direcție, pentru că deja Slovacia și Ungaria se află într-o parte destul de nebuloasă a fidelității față de Uniunea Europeană și față de Rusia, decât să avem efectiv mișcări de trupe, pentru că armata rusă totuși nu mai este în starea din înainte de februarie 2022. Trebuie refăcută, trebuie reînarmată și acum, chiar dacă lucrurile merg mai bine pe front, nu sunt ideale pentru cei de la Moscova. Soldații 250.000 nu sunt dintre cei mai bine antrenați, trupele de elită au fost totuși decimate. Materialul și echipamentul militar primit din Coreea de Nord și de la parteneri subterani nu are întotdeauna cea mai bună calitate, deci există și pete de negru în peisajul alb pe care vor să-l promoveze ca aparținând viitorul lor sigur. Deci prima dată m-ar îngrijora efectiv apetitul Moscovei pentru a stimula prin diverse campanii ajungerea la putere, mai ales într-un an electoral ca și 2024, a unor guverne prietene. În România nu știm până în acest moment cât de sinucigaș ar fi electoratul care, din idei antisistem, s-ar lăsa pe mâna unor ficțiuni ultranaționaliste, dar nu văd probabil emergența unui guvern favorabil Rusiei în niciun caz. Ar însemna sfârșitul acestei țări la modul foarte concret. În Polonia, dacă nu mă înșelam, era și Polonia pe listă. Nu știu care ar fi resursele pe care rusii se bazează în stabilirea unui guvern favorabil. La un moment dat, Donald Tusk avusese cu o anumită larghețe europeană ideea unei reconcilieri la care lucra o reconciliere polono-rusă, dar am văzut că nu a dus nicăieri. Și societatea poloneză rămâne profund ostilă oricăror tentative de renodare a unor relații cu Rusia, care nu pot să însemne decât
transformarea Poloniei într-un apendice al politicii rusești. Deci mult entuziasm, multă retorică, dar și un anumită credere că dacă s-a putut în Ungaria, dacă se poate în Slovacia, atunci probabil se vor putea, Bulgaria rămâne o asemenea oportunitate, se va putea și în alte părți. Să mai remarcăm că mașineria propagandei funcționează ca în zilele bune. Spre exemplu, a fost filmat Putin suindu-se, urcându-se într-un Tu-160M. Este un bombardier care are câteodată și încărcătură nucleară. Oricum este menit să care și rachete nucleare. Acest 160M înseamnă că avionul ar fi fost modernizat. Vă aduceți aminte câte dovezi avem despre tehnologia sovietică, rusească. Putin a ținut neapărat să se afișeze. Ni se spune că a fost dus într-un zbor secret Vladimir Putin. Imaginile însă nu ne arată asta. Îl vedem la un moment dat la geam, îl vedem suindu-se, probabil îl vedem și coborând. Nu suntem însă siguri și nu vom fi niciodată dacă el într-adevăr a fost în zbor. Ce vrea să ne spună nouă propaganda rusă este că industria de apărare a Rusiei, despre care știm că merge într-un ritm mai alert decât industria de apărare din Uniunea Europeană, de exemplu, ar fi reușit să modernizeze acest avion care ar fi trecut de la comenzile analogice la unele complet electronice. Asta este marea realizare. Pe fondul acestor imagini, un articol bun, interesant, o analiză bună în Politico. Occidentul este pe cale să piardă războiul cu Rusia. După 2 ani de la invadarea pe scară largă a Ucrainei de către Putin, situația nu a apărut niciodată mai periculoasă pentru Kiev. Poate fi prea devreme să spunem că Occidentul va pierde războiul, dar devine din ce în ce mai clar că ar putea, Claudiu Pândaru. Occidentul este pe punctul să piardă războiul cu Rusia. Ezitările legate de distribuirea de fonduri și ajutoare în Statele Unite, ezitările repetate, sigur, în Europa lucrurile au fost rezolvate până la urmă, dar e de așteptat totuși că va fi nevoie de noi fonduri și discuțiile vor fi din nou complicate. Nu cred că Europa a pierdut războiul, nu cred că America a pierdut războiul, nu cred că Occidentul a pierdut războiul cu Rusia. Trebuie însă să fim conștienți de un fapt, că este o întrebare legitimă legată de cât de mobilizată va fi lumea occidentală în fața unei Rusii care nu se lasă. Și care, iată, cum ne explicai mai devreme, săptămâna trecută discutam despre programul spațial al Rusiei, săptămâna asta despre modernizarea unor tehnologii vechi. Rusia nu se oprește, asta e certitudinea. Primește ajutor din partea Chinei, direct sau indirect, primește ajutor din partea Coreei de Nord și lista e mai lungă decât ar părea la o primă vedere. Lumea occidentală este într-un an electoral în care mizele pentru jucătorii în aceste alegeri sunt, din păcate, altele. Mai degrabă lupte politice interne decât o viziune clară a felului în care trebuie continuată această susținere pentru Ucraina. La fel, Ucraina gâfâie, caută soluții. Rusia, discutam puțin mai devreme, din potrivă, pare a avea niște planuri de a continua și de a crea acel culoar pentru un control al Mării Negre. Lucrurile sunt extrem de complicate, iar datoria noastră a cetățenilor de rând e să înțelegem, să fim atenți și să nu credem că doar pentru că nu mai vedem imagini cu tancuri și lupte atât de des ca înainte, s-a terminat războiul în Ucraina. Nu s-a terminat. Vor fi din nou momente extrem de tensionate care vor afecta lumea occidentală, care vor afecta economiile occidentale și asta înseamnă că în mod cât se poate de direct și noi vom fi afectați. Biden spune despre Putin că e ticălos nebun. Tot felul de reacții în urma acestei declarații. De ce a făcut declarația asta Biden? Probabil e vorba despre contextul electoral, nu?
Absolut, mai ales că declarația făcută de Joe Biden a fost făcută la o adunare a donatorilor Partidului Republican, acolo unde se strângeau fonduri pentru campania lui Joe Biden. Pentru Partidul Democrat. Partidului Democrat. Și este evident o mișcare și electorală. Cu siguranță ne așteptăm cu toții ca în Statele Unite ale Americii războiul din Ucraina să fie subiect de campanie. Este deja, vedem blocajul din Congres și cu aripa dură a celor din Camera Reprezentanților afiliați lui Donald Trump, blochează în continuare acest ajutor militar extrem de important pentru Ucraina. În contextul în care, sigur, Uniunea Europeană a trimis, după negocierile și după ce au reușit să-l convingă pe Viktor Orban, acele fonduri pentru Ucraina, dar acelea sunt în principal destinate funcționării statului ucrainean. Ucrainenii spun în continuare că au nevoie de muniție. Vedem asta inclusiv în retragerea de la Avdiivka. Au nevoie din nou de oameni pentru a lupta, pentru că sunt locuri pe frontul ucrainean unde soldații luptă de 2 ani de zile. Sunt condiții grele pe care le trăiesc de mult timp și evident ai nevoie de o rotație a militarilor pe front. Lucruri multe și grele de făcut pentru guvernul de la Kiev, în condițiile în care vedem foarte bine că amenințarea rusă nu scade, dimpotrivă crește. Erau pregătiți pentru asta, știau că se va întâmpla acest lucru, mai ales apropiindu-ne de momentul alegerilor din Federația Rusă, pentru că Vladimir Putin, dincolo de garanția că va avea un nou mandat de președinte, trebuie să dea publicului intern și succese ale operațiunii militare speciale din Ucraina și este și motivul pentru care masează acești soldați și Kievul știa acest lucru din moment ce au început de câteva luni bune să pregătească în spatele liniei frontului linii defensive, la fel cum rușii au făcut-o atunci când anunțau ucrainenii contraofensiva și era acea celebră linie Surovikin care a făcut ca contraofensiva ucraineană să nu aibă succes. Și câteva cuvinte despre Aurus Senat. Aurus Senat e o mașină pe care ar face-o rușii. Spunem ar face-o pentru că atunci când colegii care se pricep au început să caute detaliile, au constatat că motorul e produs de Porsche, ușa e produsă de nu știu cine și așa mai departe, roțile de altcineva, e asamblată de ruși și Putin, într-un gest de mărinimie, i-ar fi oferit un astfel de Aurus Senat și lui Kim Jong-un. Extrem de fericit Kim Jong-un, a pus-o pe sora lui să povestească lumii întregi cât de strânse sunt relațiile dintre cele două popoare dacă dictatorul de la Phenian a primit o astfel de mașină din partea lui Vladimir Putin. Vestea a ajuns până la Departamentul de Stat. Într-o conferință de presă, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat este rugat să spună ce crede despre faptul că Kim Jong-un, dictatorul de la Phenian, a primit un Aurus Senat din Rusia. Iar declarația purtătorului de cuvânt sună în felul următor. Sincer, nici măcar nu știam că există o mașină de lux rusească. Sper ca Kim Jong-un să fi primit o garanție extinsă din partea producătorului. Da, aici sunt și lucruri comice și reacții comice, dar subiectul ține de propaganda pe care regimul rus, regimul Putin, o tot alimentează și cred că dacă tot vorbim de propagandă, de războiul acesta, de imagine, de atunci poate că la cele spuse mai devreme despre mobilizări militare și așa mai departe și despre felul în care acum, în acest moment al războiului, Federația Rusă încearcă poate să pregătească o nouă invazie, ar fi poate de adăugat și alt strat al subiectului despre care se vorbește în ultima vreme. Citim lucruri de acest fel, au fost și reacții oficiale în câteva state occidentale, de la Londra, de exemplu, legate de, pare să, o sporire de activitate a spionilor ruși, a rețelelor lor care suferiseră, nu se știe, după startul invaziei acum 2 ani, au fost numeroase state occidentale care au expulzat diplomați, spioni sub acoperire și așa mai departe. Acum se zice, dar noi citim ce circulă în spațiul public, informații neverificabile de către noi, oamenii obișnuiți, publicul larg, cum că s-ar produce așa ceva. În orice caz, vedem
încercările astea permanente de influențare a opiniei publice, poate a proceselor electorale, avem versiuni românești. Recent s-a reaprins subiectul legat de liderul Partidului Aur în Republica Moldova. El a fost în continuare, i s-a prelungit interdicția de intrare pentru că ar avea conexiuni cu Federația Rusă. Mulțumesc tuturor, vă mulțumesc, vă așteaptă Andreea Popa imediat cu ultimele informații, inclusiv în legătură cu acest masiv incendiu de la Valencia. În desfășurare, incendiul în continuare rămâne cu noi.